Bun găsit! Eu sunt Eli și astăzi vă propun să formați echipe care să rezolve cât mai multe provocări. Puteți folosi metoda Fac echipă cu cine vreau. Învățătorul va numi cei 5 capitani de echipă, iar aceștia își vor alege membrii. Opriți filmul și alcătuiți echipele. Vă propun să vă gândiți la o activitate pe care o vom numi Târgul de jucării. Lucrați în echipele formate și realizați planul de acțiune. Gândiți-vă cum se va numi târgul de jucării. În ce scop a fost realizat acest târg? Ce vă propuneți să realizați? Unde și când va avea loc? Hotărâți cum vă veți face cunoscută activitatea voastră. Cum împărțiți sarcinile fiecărui membru din echipă? Cum veți ști dacă acțiunea voastră și-a îndeplinit scopul? Puteți opri acest video și să realizați planul vostru pentru târgul de jucării. Vă doresc inspirație! Desenați o pălărie, iar apoi decorați-o cu câte o steluță colorată pentru fiecare enunț care se potrivește planului vostru de acțiune. De exemplu, scopul evenimentului este strângerea de fonduri necesare pentru cumpărarea unor cadouri pentru nevoiași cu ocazia unor sărbători. Dacă da, pe pălărie veți colora o steluță galbenă. Citiți mai departe enunțurile și decorați pălăria cu steluțele colorate. Pe curând!